După nesfârșite zile de potoape, trebuie să recunoaștem că ne era dor de aceste temperaturi toride de vară. Astfel, în zilele următoare, am putea spune chiar că vom avea cod roșu de caniculă. În unele zone ale țării, termometrele vor înregistra chiar și 40 de grade Celsius. Așadar, vara și intră în drepturi, vremea se schimbă radical, iar zilele următoare vor fi caniculare în România. V-ați săturat de ploi? Vine canicula în România. În următoarele zile, vremea se va încălzi considerabil, iar temperaturile vor deveni caniculare. În Transilvania și în mai multe zone din țară, valorile termice vor ajunge la 40 de grade Celsius. Vremea pare să schimbe foaia, astfel că de săptămâna aceasta meteorologii spun că ploile se vor domoli și că ne putem aștepta inclusiv la temperaturi caniculare. După atâtea zile de ploi și instabilitate atmosferică, Severinei ne așteaptă cu nerăbdare căldura. Trebuie să vină, că e timpul ei, e perioada când trebuie să vină și canicula și să ne protejăm. Dacă vine canicula, trebuie să ne protejăm. Aștepta să vină căldura. Da, așteptăm. Așteptăm și e bună și căldura. Așteptăm să vină căldura, să mai plecăm în weekend și dacă căldura, văd că nu prea vine așa repede. Săptămâna asta o să fie temperaturi de 36 de grade. Ei, o să mergem pe la Herculane, că acolo e mai bine. Așteptați căldura? Așteptăm cu drag. Da, mie îmi place căldura. Îmi place căldura și mă simt bine, dar trebuie să și mă protejez nițel. Așa, mai e o pălărie, o să-mi cumpăr o pălăriuță de vară, albă, ca să n-am probleme. Creșterea temperaturii globale este o realitate care începe să fie recunoscută pretutindeni, fiind răspunzătoare de înmulțirea problemelor medicale legate de caniculă. Vine canicula, vă dați seama, după frigul care a fost, normal, acum ne așteptăm la o caniculă, ceea ce nu este bine pentru organismul nostru, deci nu este bine. Ploile au fost din abundență, au nenorocit toate zonele, mulțumim lui Dumnezeu că în zona Mehedințului și în alte zone nu, iar canicula vine pe neașteptate, cu foarte, foarte mari temperaturile, de la 26 de grade, 27, să ajungem la 31, chiar 36 în cursul săptămânii viitoare. Un lucru este cert, se va depăși pragul de caniculă în următoarele zile. În perioada 22-25 iunie, media valorilor maxime se va situa între 35 și 38 de grade Celsius. Temperaturile vor atinge valori ridicate, în special în vestul și sud-vestul țării, unde vom avea zile în care se pot înregistra și 39-40 de grade Celsius.